Asta este FIFA 23, ultimul joc FIFA din istorie. O serie de jocuri care provoacă nervi mai mari decât orice. Iar astăzi voi trage cu pistolul în acest joc, îl voi călca cu mașina, îl voi arunca pe bloc și în ultimul rând voi șuta cu mingea în el. Și așa va arăta primul șut. Iar dacă tot FIFA-ul s-a terminat, am decis bineînțeles să-mi dau precomandă de EAFC 24 de pe site-ul celor de la Eneba. La fel poți să o faci și tu accesând link-ul din descriere. Așa băieți, am șutat deja de două ori, odată am șutat băieții care sunt acolo. Acum haideți să încercăm ora bună, să stricăm cu adevărat jocul ăla. Asta este pentru toate pachetele pe care le-am deschis și nu mi-a picat Messi. Acum trebuie să-i dăm una tare rău de tot, pentru că mereu când se deconectează oponentul, unul ne dă nouă victoria de egal. Fiante. Asta este pentru toate meciurile pierdute în ultima secundă. Cu aia sigur la nimeni. Dar uitați-vă cum arată. S-a desfăcut aici o mică parte din el. Asta s-a rupt. E acolo partea, o să luăm, să aruncăm, nu lăsăm mizerie în parc. Dar mai avem muncă, mai avem de tras. Aveam un CD pus acolo cu ceva. Uitați jocul cum arată și s-a dus CD-ul tocmai acolo. Ăla e CD-ul. Ăsta nu e FIFA 23, e Magic English. Îl punem tot acolo și mai dăm și turi în el, măcar să facem o gaură. Așa băieți, nu cred că mai durează foarte mult până să distrugem cu adevărat jocul ăsta. A avut mare ricoșeu, dar nu e, n-are nicio gaură, n-are, se ține bine, e mare problemă. Așa băieți, acum încercăm o altă tactică. Dacă lăsându-i spațiu, poate i-am ameliorat, să zic așa, lovitura. Acum lipim aici de astea și cred că dacă stă lipit de bările astea, trebuie să se distrugă. Mai dau și de aproape. Pentru toate controlele stricate din cauza acestui joc. Da, băieți, în acest moment așa arată. Încă nu se simte că l-am distrus, că l-am astea. Așa că mai am o altă modalitate. Și anume, o să-l calc în picioare până când o să se observe măcar un pic că l-am distrus. Dar ne mutăm altundeva. Bun, băieți, acum am mutat jocul într-o mică pădurice. Filmează aici jos. Și o să punem FIFA-ul pe piatra asta. Și îl vom călca până când se va distruge. Deci haide să vedem. Pregătim aici, gata. Ah, m-a durut. Și acum clar. Clar putem spune că s-a distrus. E rupt pe jumate. CD-ul ăla nu știu cum mai rezistă. Uite, e spart și el. Uite, are o spărtură aici. Se vede pe cameră? Ia uite, uite. Trebuie să-l aruncăm să nu ne tăiem în el. Și acum mai încercăm o lovitură cu mingea. Și mai dăm o dată, doar să fim sigur. La urmă, experimentul este un succes. FIFA-ul îl vedeți și voi în ce stadiu arată. Și acum, haideți să ne mutăm spre următoarea distrugere. Așa, băieți, următorul experiment aici la domnul profesor de chimie. Vom lua FIFA 23-ul pe care l-am stricat afară cu mingea și cu mai mult cu piatra aia, să fim sinceri. Și vom face așa, pentru că este un joc de aruncat la gunoi. Vom lua o pungă de cuș de gunoi. Da. Bun. Și vom pune jocul în această pungă și vom pune apă în punga asta cu joc și apoi voi băga jocul în congelator. Dar vă arăt imediat. Și practic astfel vom îngheța jocul și atunci când îl vom arunca de la o distanță mai mare, se va sparge cu totul și va fi mult mai interesant decât dacă l-aș arunca pur și simplu pe jos. Deci, am luat punga. Am luat jocul, am băgat jocul în pungă. Mergem acum să punem apă. Deci, vă mai zic o dată, nu faceți asta acasă. Eu acum fac doar experimente ca alea de pe Disney Channel. Alea cu arte plastice. Cred că e destul la apă. Bun, ia. Important e ca apa să acopere jocul. Ce crezi? Crezi că e destul la apă? Ideea e să nu plutească, dar pare că plutește.
Ia să ne gândim la o metodă. Trebuie să strâng să fac punga asta cât mai mică. Că am prea mare punga. Asta e. Să scoatem tot aerul din pungă. Bam, 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 bam. Să fie cât mai puțin aer. Ia, ce zici? Eu zic că e bine așa. Tare. Ok, hai să facem un nod aici. Nodul din papură. Bun. Și acum băgăm abominația asta în congelator. Sper să nu mi se spargă acum în mână. Băgăm aici lângă legumele lui maica mea. Dacă se deschide congelatorul să ia și ea o carne sau ceva, să vadă că e un joc aici în apă. Dar să sperăm că nu se întâmple asta. Ideea e că o să las ceva ăsta aici, probabil cam o zi așa să se înghețe ca lumea. Dar până atunci, voi nu uita să băgați like și subscribe. Nici nu știu câți abonați avem acum, nu știu dacă am făcut 10.000 încă. Dar dacă n-am făcut, hai cu 10.000. Așa băieți, cred că au trecut, nu mai știu câte zile, 3-4, în fine, mi-a și făcut apă frigiderul pentru că punga aia, evident, s-a spart, adică nu era chiar atât de greu să dai seama că se spargă punga aia. Așa că am pus CD-ul pe ăsta, caseta de FIFA 23, l-am pus cu apă direct în congelator, arată aici. Deci, l-am pus aici așa, fără să mai îl bag în nimic și s-a făcut un pic gheață, adică e gheață pe el dacă bat așa, uitați-vă. Cred că se vede pe cameră, ia vin aici un pic la mine. Se vadă pe băieți. Uitați aici, are viteză și înăuntru. Și ideea e, o să luăm, o să-l arunc aici pe geam. L-am asigurat să nu fie nimeni jos acolo. Așa băieți, deci în 3, 2, 1 și o să arunc FIFA 23 de pe bloc de la etajul 5. A venit o mașină acolo. Nu cred că vă încurcă cu ceva. Hai, 3, 2, 1. Ok. Hai să mergem după el. Așa băieți, aici este creatura. A căzut în noroi. Dar chestia e că nu pare să aibă foarte mult damage. E și aici o piatră, nu cred că a căzut o piatră asta, că altfel era mai nasol. CD-ul săracu e terminat și da, acum e timpul să îl aruncăm la Tomberon. Aici e ok. FIFA ăsta is gone. Continuăm cu următoarele. Așa băieți, am din nou aici o nouă chiopie a FIFA 23 și din nou nu încercați asta acasă. O să o pun jocul pe jos, iar eu sunt aici cu mașina, filmează Furia Roșie. Ok, atât să nu se vadă numărul. Așa. Și voi merge peste asta, peste FIFA 23 să vedem în ce hal o să arate. Deci, poziționez aici pe jos. Și haide să vedem. Așa băieți, nice. Ai călcat-o de două ori. Bun băieți, acum momentul adevărului. Uite așa arată. Cred că se vede pe cameră, nu? E FIFA 23 Mbappé. Bun băieți, mergem la următorul joc. Da băieți, am ajuns aici la tir. Domnul Midas își montează catrafusele. Sunteți pregătiți să distrugeți această minge apocaliptică? Aproximativ. Tot răgaciu. Ușor. Haideți să vedem. Așa băieți, eu am aici FIFA 23, o nouă copie pe care o să o distrugem astăzi.
Mira aici acolo. Chiar avem arma crimei la propriu, nu la figurat. Tare. Eliberăm manșonul, încărcăm manică, tragem tare de aici și dăm drumul. Ok. Corectăm priza pe armă. Luăm linia de ochiere și apăsăm linii de tot răgașul. Așa, băieți, urmează în sfârșit să distrug cu adevărat FIFA 23. Ne pregătim acum să tragem cu pistolul în el. Așa că avem un calibru 30, cât a zis? 45. E deja. Și asta m-a și înjurat pe data. Dă-mă-te un și încărcător. Da? Da, altă treabă. Hai! Căști avem? Avem. Tot. Hai ce s-a trebuit bine? Îți bag două cartuși sau două părți. Hai, un cartuș. Prinde arma mână, încarci. Poftim. Duci încărcătorul. Se va rămâne mai tot. Încarci, tragi tare de aici și dai de aici. Ok, atât. Degetul ăsta aici, dăm mâna asta. Așa. Linia de ochire între punctele astea două îl vezi pe ăsta, da? În gaura aia. Da. Și apeși ușor de tot pe trăgaș, milimetric. Bagă degetul și încep și apeși mai puțin degetul. Atât, hai. Ușor, 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 până a făcut bam. Hai, ușor. Nu știu dacă mi-ai luat. Te-a dus pe lângă sau? Nu, te-a dus în dreapta sus mult. Hai, mai dai unul și asta. Trageți dumneavoastră, să trageți dumneavoastră mai bine. Trageți dumneavoastră. Ca să să-l nimeriți, ca să nu irosim. Da. Da, e gata. Așa, adu-l tu aici. Da. Mulțumim. Mi-ați desgrâncinat pistolul. Mulțumesc frumos. Nu, da, băieți, fix aici în 23 pentru că vine 24. Ce mai? Abonați-vă și like acolo.